Și dragi copii, este o zi foarte importantă astăzi pentru școala Ion Creangă. Pentru că s-a deschis o capelă, un paraclis, în care câteva minute, poate fiecare dintre voi veți intra să faceți o mică rugăciune. Acum cuvântul meu de bucurie se adresează întâi dascălilor, iar apoi vouă ucenicilor. E foarte importantă misiunea pe care o au dascălii, școala noastră, pentru viitorul României. În concret, pentru viitorul Clujului. Înțeleptul Solomon, care are câteva cărți în Vechiul Testament, la un moment dat în Cartea Pildelor, zice așa, adresându-se dascălilor: învață-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Iar Domnul Hristos, când era pe pământ, a spus un cuvânt: cel ce va face și va învăța mare se va chema în împărăția cerurilor. Acum tot Domnul Hristos vi se adresează și vouă, copilașilor, îndemnându-vă ca să-i ascultați pe cei mari și să acumulați cât mai multe cunoștințe. La un moment dat l-a privit cu multă drag Domnul Iisus Hristos pe tânărul care a venit la el și era foarte preocupat ce trebuie să facă și Domnul Hristos i-a spus să ții poruncile. Vedeți? La ora de religie învățați poruncile lui Dumnezeu, învățați lucruri frumoase, dar cel mai important lucru este să învățați să trăiți frumos. Nu vrem să vă facem teologi mari pe voi, ci vrem să vă transmitem niște deprindere religioase pe care le-am primit și noi de la părinții noștri, de la dascălii noștri și care se transmit din generație în generație. Sigur că există și sincope așa și neajunsuri, dar le depășim. Ele au existat întotdeauna. Octavian Goga, într-un eseu intitulat Pe urmele unui călător, se întreba retoric la un moment dat, adresându-se intelectualului român, dascălului român. Și zicea el așa: acum nu te supăra pe mine dacă stau și mă întreb care este credința dumneatale, lăudat dascăl al nației mele. Când plecai de acolo, din căsuța bătrânească de la părinții tăi, ziceai Tatăl nostru seara și visai frumos cu ele și pricolici, dar încet, încet această moștenire s-a diluat. Și atunci, pe bună dreptate, zicea Goga, îmi pun problema preocupărilor religioase ale intelectualității noastre. Și termină cu o concluzie. Nu credeți că ar trebui făcut ceva ca să ne salvăm nația? Ba da, ceea ce face școala Ion Creangă este pentru a vă picura vouă în suflet lucruri bune și apoi, voi știind lucruri bune, să transformați din punct de vedere spiritual Clujul și toată Transilvania, nu? Acesta este gândul nostru cu care am venit astăzi aici și felicităm școala și felicităm pe cei ce s-au implicat. Părintele inspector la urmă va citi pomelnicul lor și li se vor da diplome de apreciere pentru ceea ce au făcut, pentru paraclisul acesta frumos. Și noi îl rugăm pe Dumnezeu, așa cum spunem în Te Deum-ul de la începutul anului școlar,
să vă lumineze mintea, să vă întărească voința, ca să faceți lucruri bune. Lucruri bune pentru voi, pentru părinții voștri dragi și pentru toți cei ce vă privesc, cu nădejde că într-un viitor veți fi oameni bravi, de folos, familiei, bisericii noastre și țării noastre. Succes dascălilor și în același timp succes tinerilor noștri elevi. La mulți ani!